Bună dimineața! Prima întâlnire din luna noiembrie la cafeaua de după cu al dumneavoastră Nicu Bendea, iar în regie, în montaj și deasupra tuturor, Vlad... Roșu! Vlad Roșu, da? Da? Îl port și pe piele și sub piele, dar nu vă spui de astea că br brumar, brumar te arde la buzunar, când te uiți la contoar, pe cuvântul meu, n-ai cum, am dat drumul la gaz, copiii mici, ale alea, știți cum face contorul la gaz? Mă, la rotițele alea parcă li și lor frică și frig, li frig și fug și ele să se încălzească pe banii noștri. Mulțumesc pentru că cafteale, era să zic, de unde? Nu este cafea, dar voi știți salitul. buymeacoffee.com slash nicubendea. Doamne, ție -ți mulțumesc că am trecut cu bine de luminație, o sărbătoare cu rădăcini puternice aici în Când lumea merge de 1 noiembrie, să cinstească pe și care sunt underground. Am fost și underground. Am fost și anul ăsta cu socra, a dat bunul Dumnezeu și ne-am mai întors pentru un an acasă. I s-a dat ITP-ul de la Hajongar, de la Temetel, cu sata TTP-ul, mă, cripte una lângă alta, zici că-s blocurile în Florești, cum sunt blocurile în zonele rezidențiale, unul peste altul și o prin socra piciorul acolo între vai, bine, bine că am fost acolo. No, și cripte care mai frumoase, care mai modeste, de exemplu ăsta de la Umbrărescu de la Brașov, are o criptă pe patru nivele cu lift. Oare cum s-o gândit el? Asta... Cu liftul ăsta, te urcă mai ușor la cer, la Dumnezeu, te apropii, mai urmează etajul 3 sau la subsol, așa -i? cu senzori de mișcare, că da, vecinii scurioși, Ce, și mai mai pus ăsta Aici în criptă? Da, vecina de la cripta 3, ia să vedem, ia să vedem acolo la Umbrărescu, ce perdele are. Da, cel mai tare ca al lui Țiriac. 170.000 de, de dolari odată și mai trebuie încă 50.000 de, de euro să investească. Dar ce dracu, trebuie schimbate termopanele, gresia, încăzire în pardoseală, plasme, băs nebuni, 220.000 de mii un loc de vești, dar în cimitirul Belu. Și garaj, pentru mașini. și garaj, pentru mașinile lui, se intre la subsol, P plus D plus C plus E. În vecinătatea Anei Aslan, o știți, o inventat gerovitalul. Și bine și în cimitir să ai o vecină la care să te duci să ceri, n-ai un gerovital, că mi-au apărut ridurile. Da, destul de morbis, dar asta e, la fel ca și viața și moartea trebuie trăită. Da. Uh, Brigite Pastramă face, face, nu, cum mai saltui cam mare. Brigite Pastramă păstrează tradițiile strămoșești și face zacuscă și în Dubai. Și în Dubai. Dar baiul că în Dubai nu găsește frunze de dafin. E așa cum să facă în România frunzele de dafin, puneți mă frunze de vișit. și face o zacuscă incredibilă care ține numai câteva zile. Îi dă la vecin pe acolo să-și pună în lipie, să nu știu ce, să... Pe de altă parte și Gabriela Cristie au venit și au zis că știa un secret și dacă știa, nu îi spune, nu m-au auzit în interviu, cum să faci să stea zacusca de, un an pe alt, de pe un an pe altul. Să o fierb trei ore jumate. Fiecare an. Da. O fierbim în fiecare an, ce mai rămâne, ne tot Hai să trecem pe lucruri serioase. Vine sezonul ăsta, trebuie să ne luăm porc, să ne arăduim un pic de mâncare acolo, niște niște cărnițe, că ci că sub 20% din consumul nostru de carne de porc vine din producție internă. Deci sub 20% mâncăm din porcii noștri. Păi da, că porcii noștri vedem la televizor. Porcii noștri sunt cu din cocină în Parlament. Porcinoști nu se mai porche lângă troacă să facă 200 de chile și slădina subțire. Porcii fac slădina la Parlament. S-a plafonat însă prețul la bulion, smântână și varză murată. Să-și fac omul sarmale, să vină alegerile. Românul nu votează cu capul, votează cu mațul. Și ce ori zis? Le plafonăm și lasă că vă umplem noi frigiderul, dacă nu sarmalele. Când ne pricepem și la asta. Să avem o lună noiembrie în care să ne bucurăm de ce, din ce am strâns și de ce am strâns în vara și toamna asta. Să fim sănătoși și să ne vedem cu bine și săptămâna viitoare la cafeaua de după. Share, subscribe și Doamne ajută!